are bătrâni să-i cumpere. Așa spune un vechi proverb românesc, pe care, din păcate, astăzi îl auzim rostit tot mai rar. Dar și mai rar îl vedem pus în practică. Pentru că am spune, dimpotrivă, unii bătrâni sunt astăzi abandonați, fie din nepăsare, fie din neiubire. Unii dintre semenii noștri nu-și dau seama cât de multă nevoie au de bătrânii lor. Dacă ei nu ar exista, ce s-ar întâmpla? Unde am mai merge atunci când am dori un sfat? Cine n-ar mai încuraja în clipele grele? Firește că foarte puțini își pun aceste întrebări, dar și mai puțini și le asumă. Un creștin cu conștiința asumată este părintele Mihail Milea din Buzău, care în urmă cu 20 de ani, în momentul renașterii poporului român ca națiune liberă, a gândit asemeni cuviosului Paisia Ghioritul. Dacă un creștin nu ia parte la neliniștea celuilalt, atunci omul acela nu ia parte la trupul bisericii. Mi-am adus aminte de satul Câmpen, o localitate foarte veche, care se află la marginea județului Buzău. Și acolo, în acest sat, era o clădire veche, fosta primărie a localității. Și acea clădire era foarte derepănată, oamenii furaseră tot ce se putea, acoperiș, ferestre, uși, ascuns și dușumeaua, au crescut copaci în acea clădire, erau și șerpi acolo, tot felul de orătănii pe acolo, a trebuit să tăiem copaci, să scoatem tot ce era pe acolo și cu voluntari am reușit să dăm viața acestei clădiri și am adus bătrâni abandonați, femei abandonate. Umiliți și marginalizați de societate, unii dintre ei părăsiți de copii, privați de sprijinul celor dragi, s-au refugiat, mulți dintre ei de teama singurătății, aici la azil, numindu-l casa lor, lăsând în urmă un trecut pe care l-ar fi dorit cu siguranță mai fericit. Și cum e firesc, nu pot să nu te întrebi, de ce oare acești bătrâni nu au avut aceleași șanse ca ceilalți, dar mai ales, cu ce au greșit acești oameni în viață de au ajuns aici? Iar dacă aceste drame nu se consumă în familiile noastre, nimic nu ne dă dreptul să fim indiferenți. Atunci când ne punem în locul celuilalt, vin în mod firesc dragostea, durerea, smerenia și compasiunea. Credem că în final am putea completa cunoscutul proverb cu nădejdea că încetul cu încetul va lucra ceva în fiecare dintre noi. Cine nu are bătrân să-i cumpere, iar cine are să-i mulțumească lui Dumnezeu și să-i păstreze.